Bună dimineața de pe Valea Ierii, partea 4 vine cu ziua 3 de concurs, ziua 3 de trofii. Ana a fugit deja la poze pentru că a trebuit să plece într-un checkpoint. Noi vom lua start în 10-15 minute aproximativ. Acum termometrele indică 1 grad, deci aseară sigur a fost sub 0. În cort a fost bine, dar când trebuia să ieși din cort era groaznic. Mașinile sunt pregătite, noi nu am avut nimic de reparat de această dată. Să sperăm că nu vom avea nici pentru mâine. Astăzi este un traseu de 50 de kilometri, scurt, dar va fi intens. Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă zi din gama Transilvania Trophy 2021. Eu să fiu sinceră, cred că e cea mai târzie dimineață la în care m-am trezit vreodată. M-am trezit la 8 și un sfert. Și acum ceasul este 10 fără 20, aproape. La 10 vor lua startul cei de la Trophy, după care vor fi urmați de cei de la Adventure. Eu astăzi voi merge cu Septi pe traseu. Avem niște track-uri și vom merge pe ele. Deci nu vom depinde de niciun CP și de absolut nimic. Am venit într-un punct unde track-ul celor de la Trophy și track-ul celor de la Adventure este comun, până într-un punct. Aparent este un drum pe care se lucrează, după cum bine puteți vedea. Și vor avea aici cei de la Adventure o coborâre interesantă. Deci aici vom vedea și mașinile de la Trophy și mașinile de la Adventure. Bine, nu v-am lăsat că v-am văzut cu coada ochiului. Da, da, da. Mă uit pe destinul. Păi nu ai zis, ține aproape să te vadă. 2, 1, go! Limite 30 km și 100. Să dibuim și sensul traseelor, iar pe acolo pe drum o să treacă numai Adventure, iar pe aici va trebui să trolieze sau nu, vor urca pe roți cei de la Trophy. Pornește mașina. Și nu știu, dai pantea și încercă, urcă la aderență, trebuie să urce.
spate, stânga, spate, stânga, spate. A, te duci acum dreapta. Hai, hai, oricum. Ești în față, ești sus, ești sus și stânga. Bă, și ține cât mai aproape de copac. Față, față, față. Dreaptă, dreaptă, dreaptă. Țipă râu. Troliu. Bun, stai un pic. Și un pic de roată. Încet, încet, nu-l agita. Mai dai un pic de cablu. De unde ai c***at, mă, bă, turca? Ce vorbești, mă, că nu te muți? Ță-ță-ță. Hai că încerc să urc mai sus. Mai dă un pic de cablu. Dă un pic. Căte, dă șufa peste. Mersi. Atâta, întinde. Da, da. Vezi că să nu mișc copacul ăsta. Ăsta. Dă-i un pic la roată. Dă-i roată că-i sus. Dă-i roată. Bun, atâta de aici, atât trebuie să te trulezi invers. Da, da. Eu am vrut așa. Acum e bine. Craveți în spate. Craveți în spatele nostru și noi ne-am f***ut. Și-a băgăm așa. Dar n-ai ce, aici n-aveam ce. Pe coborâre. Atât ai coborât, atât. Atât. Hai în față. La fel, bloca față, spate și încet cu întâia. Încet. Că rupem ceva. Bine, mai dai o dată cu doi. Dar deblochează fața că nu mai ai nevoie. Așa. Hai, bun, atât. Încet, spate, stânga. Atât, dreapta, față. Bun. E bine, mai dă o dată spate. Nu încerca în față, că sparge ceva. Mai poziționează o dată, atât. Da-mi?
Dă-i. Dacă să te chem pe aici sau nu. Zice, dau un Crist. Nu, hai pe aici, stai să vin, să te dirigeze. Hai pe unde? Hai, și dă-i stânga. Măi, eu zic că nu are cum să fie pe acolo. Unde dai de unul larg, dă-i la vale, că se poate. Că ții dreapta, îi un pic mai larg. Hai la vale. Hai că mă vezi. Mă vezi jos? Hai. Încetuți și cu grijă. Dă-i. Foarte bine. Hai că ieșim în calea lor. Acolo ții stânga și dai repede dreapta și după ai faci o serpentină aici. Și dacă vrei stânga, dacă nu serpentină, dați-mi mai ușor stânga. Stânga. Bun, i-am fentat pe frânghe. Nu că i-am fentat, ei s-au băgat am acolo. 300 de metri greșită. De-aia s-a dus. Te-am zis că nu vezi. A trecut și primul echipaj de la clasa Trophy, acela fiind Claudiu Peștean și a fost drăguț. A anunțat că mai jos puțin este un escavator și s-ar putea să nu se mai poată trece pe acolo. Vedem și de restul echipajelor. Merge pe aici. Dacă nu ne legăm cu troliul de el. Așa. Dă-i. Tare. Așa. Bun. Poți mai dai în spate?
Așa, bun, încă o dată. Bun. Du-te. Du-te prin stânga. Se auzea că vine a doua mașină după primul echipaj care a fost mușe. Se auzea că vine a doua mașină și zic, fii atent că e Craveț. Când mă uit, ghiciți ce? Erau chiar băieții noștri. Deci ar fi a doua mașină de la Adventure, deocamdată. Să vedem cum se termină pe ziua de astăzi. Doar că ceva se auzea, suna cam aiurea la motorul lor. Ce putea să fie? Doar un an, ceva, nu știu, sau un sunet cardan. Ceva suna aiurea la motorul lor, probabil cardan, rulment, ceva, cr 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 cr. Să sperăm că termină. Aparent, treaba noastră aici în pădure s-a încheiat, deoarece ar mai fi fost un singur concurent la clasa Trophy și aceia erau concurenții cu numărul 2. Familia Duică! Și din păcate nu mai trec pe aici pe la noi, au abandonat pe ziua de astăzi, așa că ne vom îndrepta către parcul tehnic. Finish ziua 3 de concurs! Am plecat a patra mașină, am ajuns a doua. A fost un traseu, după cum ne așteptam, un pic mai greuț. A fost un traseu de open, nu neapărat de challenge. A fost exact cum ne-a zis Paul. Aveți alergătură vreo 10 km până la zona cu off-road. Vă jucați un pic acolo 20-30 de km, după care alergătură înapoi încă vreo 10-15 km. Ravena ne-a dat un pic de lucru. Au fost câțiva copaci căzuți, unde am avut norocul să ajungem primii. Oarecum noi am format primul blocaj acolo, dar am reușit să trecem și am avut, cred că pe tot traseul, cam două puncte de rătăcire care ne-au costat câteva minute. Preosebire de ieri, astăzi mi-am băgat din timp azimutul, coordonatele de azimut. O mică traducere pentru azimut. Tu ai roadbook-ul, după care citești traseul, iar pe roadbook îți apar două puncte. Unul start azimut, unul finish azimut. Între cele două puncte nu contează pe unde mergi, contează să ajungi în punctul de finish de la azimut. Cât mai repede, cât mai scurt și cât mai eficient. De data asta mi-am băgat azimutul cu o seară înainte, doar că l-am greșit. N-am fost în stare să copiez 6 numere de pe foaie pe telefon și l-am băgat greșit. Ne-am învârtit în zona azimutului băgat de mine, care trebuia să fie o tufă marcată cu o bandă roșie. Ne-am învârtit, cred că vreo 5 minute, nu am găsit acea tufă. Am mai băgat odată azimutul și azimutul era la vreo 500 de metri de punctul inițial pe care îl băgasem. Dar cu toate acele 5 minute pierdute, astăzi am ajuns destul de bine. A doua mașină ca și clasament. Și în drum spre casă n-am putut să nu oprim la CP-ul Uței, adică CP3, adică la și CP-ul la gașcă. Hei! Hala de sumagerie! În pat ne-a invitat direct! Servus! Că nu plouă, mă! Uite ușa, lasă, stai tu, plouă, să mai crești! Uite, sărbătorim așa cu un copilat în alții ăla. Sănătate! Am și pentru tine unul. Sănătate! Dați-mi o țigară și mie, dau de unde ceva de beut. Cine e? E noi. Ăla, da, Maxim. Mai ce-am de tăia drumul. Rezumatul zilei de astăzi. Am venit a doua mașină, teoretic, practic prima.
Mâine vom pleca prima mașină. Este visul oricărui copilot să plece prima mașină. După analizarea track-urilor, am ajuns pe locul 1 astăzi, dar pe locul 5 la general. Mâine vom pleca primii. Tot timpul am urât treaba asta. Nu-mi place niciodată să plec primul, pentru că simți o presiune enormă din spate, mai ales când din spate vine mușe cu melente sau craveți cu popa. Sperăm că ne vor prinde cât mai târziu. Ana și-a făcut treaba, mi-a îndoit colțurile. Și m-am oprit aici, exact pe poziția la care voi fi eu mâine să le fac poze, pe poziția 64 din roadbook, unde va fi o urcare și sperăm că ceva trolieri, ca să reușesc să prind și eu niște personaje acolo ieșind din mașină. Eu sper că fără troliere. La voi nu, la ceilalți da. Ne vedem mâine cu partea 5 din Transilvania Trophy.